Sunt Cătălin Cârje. Începând cu anul 2004, am ocupat funcția de consilier local. În anul 2008, am ocupat funcția de viceprimar. În anul 2012, două treimi dintre făgărășeni au votat echipa politică pe care o conduceam. Aceasta s-a datorat faptului că mi-am îndeplinit datoria și am avut rezultate bune în Făgăraș. Astăzi vin în fața cetățenilor cu candidatura mea și a unei echipe noi. O echipă în care am deplină încredere. Bun găsit, prieteni, la Plus și Minus, sunt Dan Ciocoiu. Campania electorală, cel puțin la televiziune, se încheie astăzi. De aceea astăzi veți vedea un carusel al primarilor, candidaților la primărie pentru funcția de primar al Făgărașului pentru perioada următoare 2016-2020. Astăzi în fața mea se află candidatul ALDE la funcția de primar, viceprimarul în exercițiu, Cătălin Cârje, bun venit în emisiune. Domnule Ciocoiu, bine v-am găsit. Mă bucur să ne întâlnim și noi într-o Corect, prima dată. Îmi face deosebită plăcere. Și mie numai puțin și sper să ne întâlnim și după 5 iunie, indiferent pe poziție. Cu mare drag. Veți asala pentru că aveți o experiență care vă recomandă. Domnule Cârje, ne aflăm la final de campanie, cum spuneam, cum știe toată lumea. Cum ați caracterizat această campanie? Care este starea de spirit a populației? Cum v-au întâmpinat oamenii? Ce reproșuri, ce sugestii v-au făcut? Pentru ce v-au felicitat? Vă rog. A fost o campanie atipică. Așa-i. Da, este așa, mai diferit de data aceasta. În primul rând din cauza faptului că s-a permis să se facă o campanie electorală înainte de această lună. Uh-huh. Sunt contracandidați pe scena politică în Făgăraș, care au făcut campanie din luna februarie. Eu am simțit mai intens partea asta de ultimele 4 săptămâni. Mi-am dat seama că am avut un dezavantaj. Pentru că nu am fost în ton cu lumea politică, ca să spun așa, și nu am făcut campanie înainte. Dar până la urmă am reușit să am contact cu cetățenii. Dacă ne referim la reproșuri, au fost cetățeni care mi-au reproșat faptul că nu am fost activ sau mai activ în spațiu media în ultimii ani de zile. Au fost cetățeni care... Asta vă reproșez și eu. Asta vă reproșez și eu și de aici și de dincolo. Foarte greu v-ați lăsat în momentul când ați acceptat prima oră, după care ați prins gustul, ați venit. A fost probabil și reținere și vă zic că a fost păcat. Continuați. Nu a fost o reținere. Haideți să vă explic. Am lucrat în echipă. Rolul meu în echipă acela era. Să muncesc, să implementez proiectele, să creez proiecte, să îmi văd de treburi și să mă concentrez la proiecte. Nici nu-mi stă în fire să îmi caut momente în care să mă laud cu munca altuia sau să merg în fața camerelor de luat vederi și să spun că voi face sau intenționez să creez un proiect. Și pentru că am lucrat în echipă, a fost altcineva. Da. Care a făcut treaba asta, am considerat că sunt bun și sunt vizibil în echipă și o să fiu și apreciat, lucru care nu s-a întâmplat, până la capăt echipa s-a rupt și poate ăsta a fost principalul motiv pentru care nu am ieșit în spațiu public. Da, cetățenii mi-au reproșat. Așa, revenim, da. Chestiunea asta, le-am explicat motivele, am avut mai multe argumente, am avut mai mult timp la dispoziție decât cele 25 de minute din această emisiune și au înțeles. Dacă au mai fost voci la începutul acestei campanii care îmi spuneau că am făcut rău, că am plecat din echipa PNL, că am plecat din partidul pe care l-am condus 16 ani, la sfârșitul acestei campanii să știți că oamenii m-au încurajat, m-au felicitat. Mai ales că la nivel național, politica PNL-ului a fost una în afara unui parcurs cu care eram obișnuiți a PNL-ului. Și nu trăiesc niciun sentiment de regret sau de altă natură de genul acesta.
pentru că văd că mă încurajează oamenii, văd că au înțeles ce s-a întâmplat și în administrația locală. Mă apreciază oamenii, merg în cartierele unde am implementat proiecte și îmi spun oamenii că am făcut lucruri bune. Asta îmi place, asta mi-arată că sunt apreciat. Și am încercat, ca să închei așa o prezentare a parcursului din campanie, am încercat să fiu echilibrat, am gândit o strategie de campanie cu nu cu slogan, nu cu mesaje, ci cu un lucru concret. Am avut curajul, acest program, acest angajament care nu este program, am avut curajul eu și m-am bucurat când am văzut că această minunată echipă formată, am lucrat în multe momente cu toți oamenii din această echipă, dar am format o echipă doar în urmă cu câteva luni. M-am bucurat să văd că și acești oameni se angajează împreună cu mine în fața cetățenilor și se angajează numai să facem partea tehnică. Practic, noi am așternut subiectele stringente și imediate ale Făgărașului, dar cu această echipă și sigur cu ceilalți politicieni din Făgăraș îmi doresc să schimbăm în primul rând mentalitatea socială și noi să gândim foarte atent și foarte bine cum transmitem și ce transmitem și care sunt pozițiile noastre și apoi să parcurgem la o dezvoltare socială cu programe și soluții concrete. Așa e, cum sunt destule în acest program și orice om care trăiește în Făgăraș îți dă seama că aceste lucruri sunt absolut necesare și că orice conducere avea Făgărașul după 5 iunie, aceste lucruri trebuie duse la îndeplinire, mai ales că multe dintre ele se referă la accesări de programe europene unde s-au făcut pași în această direcție, mai ales că unele sunt lucrări care sunt deja finanțate și trebuie doar adjudecate acele licitație și puse în practică. Haideți să începem cu drumurile, că e o chestie care ne doare și nu vă mai întreb, dar poate vreți să-mi spuneți cum au înțeles oamenii explicații legate de faptul că fac o mică paranteză. Dumneavoastră ați dat un link la o emisiune noastră mai veche în care atrageați atenția asupra acestei cedări de suveranitate care ne-a costat pe toți făgărășenii nervi și în acești 3 ani de zile când s-au făcut lucrările de apă și canal. Cum au oamenii, cum au fost, cât au fost de sensibili, cât au înțeles situația ingrată în care a fost primăria? Scurt, ca să puteți să vă ocupați și de programe în continuare. Aici părerile sunt împărțite. Știți ce mi-au spus unii oameni? Domnilor, am văzut acum ce a spus dumneavoastră în 2014, în emisiune televizată. Cred că într-o emisiune a fost exact, dumneavoastră. Exact. Și mi-au spus, de ce nu ai făcut mai mult? De ce nu ai blocat? De ce nu ai făcut scandal? În primul rând, nu-mi stă în caracter. În al doilea rând, am evaluat momentul. Și am gândit în următoarea formă. Dacă făceam mai mult, făceam petiții, că mai mult ce puteam să fac? Că nu puteam să fac un circ. Să fac sesizări și petiții la toate forurile pe parcursul implementării acestui proiect cu Recon și Doja, atunci sigur că se puteau bloca lucrurile mai tare. Da. Și atunci am căutat cam permanență la ședințe, la ședințele de consiliu local, la ședințele de comandament, atunci când am fost invitat, s-a întâmplat din păcate doar de 2 sau de 3 ori pe an, să-mi spun punctul de vedere. Am formulat și o interpelare către domnul primar în cadrul Consiliului Local și în 2014 și în 2015 și să încerc ca din interiorul acestui angrenaj care s-a numit primăria prin primar, APA Canal Sibiu, Recon și Doja și dirigenția de șantier să spun lucrurile așa cum sunt. Îmi pare rău că am avut dreptate atunci când am spus că o să fie probleme tehnice cu această lucrare. Îmi pare rău că am avut dreptate atunci când am spus în 2014 că acest constructor nu este capabil să repare infrastructura supraterană. Și îmi pare rău că cei care trebuiau să ia măsuri nu m-au ascultat și nu le-au luat. Poate pe viitor
atunci când voi spune punctul de vedere, voi fi și ascultat de către cei care trebuie. Sigur, situația a generat în ultimii ani un mare disconfort, foarte mult stres și nervi cetățenilor. Nu-mi convine atunci când, dar îmi duc crucea, ca să spun așa, atunci când văd că oamenii mă judecă la așa de împreună cu Sorin Mânduc și cu acest șantier. Sunt oameni, sigur că nu toți oamenii au informațiile și nu toți oamenii se informează. Da. Sunt oameni care încă nu știu ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Nu sunt atât de mulți, sunt puțini. Dar încerc să explic și după ce am discuții cu oamenii, oamenii înțeleg, după ce le arăt emisiuni și dovezi și măsurile pe care le-am luat, când le arăt că am fost singurul care am luat măsuri împotriva acestui constructor, atunci când mi s-a permis, oamenii înțeleg și mă încurajează să că merg bine pe drumul pe care am pornit. Am făcut multe campanii electorale. De data aceasta am ieșit în fața cetățenilor pentru mine și echipa care mă susține. Nu am mai fost un susținător sau nu am mai fost un director de campanie să se angajeze pentru, în fața cetățenilor pentru altcineva. Și atunci am avut curajul să facem acest angajament. În angajamentul l-am structurat pentru că restricțiile astea de campanie ne-au permis să avem o broșură completă și am încercat să condensăm ideile. Capitolul cel mai important pe care l-am propus cetățenilor se referă la drumuri și reparațiile pentru trotuare și drumuri. Și noi am gândit că trebuie să le explicăm cetățenilor și de unde găsim finanțare, da, și când se finalizează lucrarea și care este ordinea priorităților pe care o gândim noi. În anul acesta, din excedentul acela cu care ne-am înregistrat în luna ianuarie 2016, acoperim o mare parte din Făgăraș. Practic, până noiembrie ar trebui să fie gata finalizat câmpului nou, câmpului vechi, Morii, Azumorii, Bulevardul Unirii. Trebuie să înceapă lucrările pentru tăiului castanului. Castanul este într-o stare complicată. Și să se finalizeze lucrările în tot quartalul respectiv în primăvara anului viitor. Anul acesta trebuie să termine trotuarele pe strada 13 decembrie, pe strada Negoiu. Anul acesta trebuie să eu, în calitate de primar, dacă fac greșinii mele primar, urgent reintroduc proiectarea pentru aleea de pista de biciclete și aleea pietonală până la liceu industrial, pentru că am bugetat-o și domnul primar a scos din proiectare. Bugetul este. Dar consider că este o importantă arteră de legătură pentru cartierul combinat. Sigur. Și trebuie anul acesta și implementată. Și apoi pe anii viitori trebuie să implementăm programul PNDL. Contractul semnat pe 250 de miliarde, dar în momentul acesta nu se află niciun ban în cont. Banii vor veni doar după faze de execuție. Și până la sfârșitul lui septembrie 2017, tot cartierul Florilor, tot cartierul combinat, strada 13 decembrie, rutier, strada Negoiu, Creangă, trebuie să fie finalizate. Și apoi propun celelalte străzi. Sigur că soluția financiară am gândit-o din bugetul local, dar după ce se închide PNDL-ul, putem să încercăm să accesăm în continuare fonduri pe Programul Național de Dezvoltare Locală și să căutăm surse de finanțare pe programe europene pentru reabilitarea de străzi. În momentul acesta nu am găsit niciun ghid care să acopere așa ceva. Poate găsim și alte surse de finanțare. În cazul în care nu-l găsim, în acest angajament am cuprins tot orașul într-o perioadă de 4 ani de zile, pentru 2019 și 2020,
Noi propunem o extindere rutieră pentru niște străzi care nu există, niște legături pe partea de nord a Făgărașului, pe partea de sud, încă o legătură între zona franceză și cartierul Câmpului. Da, este foarte seducător și... Este realizabil. E realizabil, asta parcă nu ne vine să credem. Știți cum a zis? Da, e clar. Nu e invenție. Da. Domnule Ciocuiu, okay. Așa am lucrat eu. În 2012, făgărășenii au votat, două treimi din făgărășeni, din cei care au mers la vot, și au mers cel mai mult după 92 încoace, cei mai mulți, au votat echipa politică pe care o conduceam. Pentru că în mandatul 2008-2012 lucrurile au mers bine în echipă, în echipa liberală, și am avut exact o asemenea abordare și o asemenea gândire, exact o asemenea strategie. Sigur, n-am ieșit în fața oamenilor cu un angajament, dar ăsta e modul meu de a lucra. Nu este o noutate. Lucrurile astea le gândesc și le pregătesc de mulți ani. În ultimii 2 ani de zile nu am avut posibilitatea să mergem înainte și nu am fost ascultat de către echipa mea. Vorbiți-ne puțin și despre un domeniu unde ați lucrat și mai ales la capitolul popularizare și ieșire în lume, în țară și în lume cu acest obiectiv pe care l-avem cu cetatea și mai ales cu programele pe care ați menționat, în care s-au făcut pași pentru promovare și pentru continuarea procesului de restaurare. Mă refer pe scurt și am să închei nu prea într-o notă optimistă pe subiectul ăsta. Anveloparea termică. Deja am semnat contractul cu, sau mergem înainte pentru finanțare pentru 11 asociații, proiect de finanțare europeană pe axa prioritară 3, o să fie cel puțin 10 blocuri abilitate pe bani europeni în următorul an. Cetatea pe axa prioritară pe programul operațional regional 5.1, zona istorică, reabilitare pe 5.2, baia comunală de asemenea pe 5.1. Dacă eu nu voi fi ales primar, mi-e teamă că proiectele astea se vor reseta și se vor regândi totul de către cel care va conduce primăria. Și cred de că ce, lucrul ăsta... De ce spuneți asta? N-ați observat în campaniile lor ce nimic. Au spus acum? Deci nimic. Nimic. Nimic, nu au viziune și nu, mi-e teamă. Mi-e teamă, sper să nu se întâmple așa. Am observat chiar o opacitate, declară cu toții că, nu cu toții, unul, doi dintre ei, că nu vor să lucreze cu mine. Am avut o echipă de lucru, dar în primărie nu sunt lucrurile așa cum le cred oamenii, că avem un nucleu și primarul sau viceprimarul doar dă directive. Nu m-am implicat la modul personal. Și am avut contacte la modul personal, am obținut avizări, am lucrat la proiectări, am lucrat la strategii pentru proiectele astea personal, m-am deplasat la o grămadă de întâlniri în țară. Nu mi-au format o părere prea bună cei care au vorbit despre contracandidații, care au vorbit despre cetate și sper să fie maturitatea și să se înțeleagă. Dar în cazul în care... devin primar, este de asemenea cuprins în angajamentul acesta. Proiectele astea merg înainte, știu ce am de făcut, schematic, matematic. Bine ar fi, e clar, concluzia este clară, bine ar fi oricine ar ieși să meargă mai departe pe aceste proiecte și să vă consulte. În cazul în care nu veți ieși primar și veți fi tot acolo, adică acești pași făcuți înainte și aceste contacte pe care le-ați avut de aceste programe, pe care ați mers câțiva pași pentru aprobări și tot, că birocrația este, îmi dau seama că este mare, ar trebui valorificate ca să nu pierdem iar timp, pentru că nu pot să uit că din 90 încoace la fiecare încă campanie electorală să vorbească despre ce date tezaurul acesta pe care, și practic în acești 8 ani a fost primii ani în care s-a făcut efectiv ceva și se vede în cetate și la capitolul infrastructură și la capitolul popularizare în țară și în lume la mersul la târgu. Știți ce a fost și interesant altele. Să văd în campania asta? Că așa a început campania sau pre-campania. Un contracandidat și-a pus pe un broșură cetatea, dar până atunci nu intrase în cetate, poate nici până astăzi. Apoi un alt contracandidat, primul material l-a avut cu cetatea în spate,
și apoi să văd un alt contracandidat care își pune, se fotografiază într-o sală, adică contracandidat care a fost, este astăzi primar, își face un videoclip într-un sala tronului, unde atunci când a fost șantierul ne-a spus: Cătălin, eu nu intru acolo, numai tu știi ce faci. Încă nu avem maturitatea, încă se aruncă, pe scena politică mă refer, se aruncă vorbe goale, se aruncă vorbe în vânt. Eu nu mi-am promovat campania aceasta electorală cu citatea. Eu m-am angajat cu proiectele pe care le-am lucrat și pe care știu că le pot face. Am sperat ca în această campanie să văd o altfel de abordare și o maturitate politică. Sper ca după alegeri, ceea ce s-a întâmplat în campania electorală, să nu creeze reminescențe, oamenii să aibă tăria să se așeze la masă, toți oamenii care au fost angrenați în această campanie, toți cei care vor fi aleși de către cetățeni, să aibă maturitatea umană, să separe tot ce a creat reminescență, să se uite pragmatic pe proiecte și pe o analiză SWOT și apoi să mergem înainte într-o direcție pentru Făgăraș. Altfel, trebuie să fac. Altfel, trebuie să fac. Vă spun că se va întâmpla, nu se va întâmpla nimic altceva decât să repetăm ciclul acesta la 4 ani de zile, 6 luni de zile în Consiliul Local, oamenii se uită turbați unul către celălalt, da, și nimeni nu a avut tăria să treacă până la capăt în cuprinsul fiecărui mandat peste ce s-a creat, ce resentimente s-au creat în campanie. Eu tot timpul am separat lucrurile. Personal, nu am niciun fel de problemă cu absolut niciun politician sau cu administrația locală. Discut proiectele și apoi le separ. Îmi doresc, tot timpul mi-am dorit și de multe ori am reușit, am fost un liant în Consiliul Local, ca majoritatea în Consiliul Local să fie formată din 19 din 19. Nu așa cum am auzit în campania asta, că vor fi 10 de acolo, 2 de acolo, 7 de acolo, nu știu cum. Este greșit. Așa e. Dacă făgărășenii aleg în forma asta, sau dacă rezultatul alegerii făgărășenilor va fi în forma aceasta, cu 2, 3, nu știu cât să facem, 10, angajamentul ăsta, chiar dacă poate să-i fie oricăruia un ghid, da, nu se va realiza. Așa e. Deci aceste lucruri trebuie făcute, e clar, și campania nu scuză anumite cuvinte și oamenii trebuie să se gândească, oamenii responsabili care vor conduce orașul, că mai există viață și după 5 iunie și trebuie să ne privim în ochi și să nu existe acea jenă pentru ce am spus la un moment dat. Să știți că am preluat cuvântul dumneavoastră. Trebuie. Trebuie, trebuie. Acesta să fie cuvântul. Domnule Cârge, suntem la final de emisiune. Acum un mesaj pentru cei care ne urmăresc și pe care îi doriți cât mai mulți la vot și cât mai mulți să voteze ALDE și Cătălin Cârge pentru primăria și Consiliul Local. Vă rog. N-am să fac un îndemn. Adică, știți cum e? Devenim ridicoli. Probabil că astăzi, cum a spus dumneavoastră, că aveți un carusel. Vom fi, înțeleg, 4 contracandidați aici. Dacă încep eu să spun că sunt cel mai bun și că alegeți-mă că sunt cel mai bun, după mine vor mai veni și ceilalți și ultimul, chiar că e ridicol, și nu vreau să ajungem chiar în derâdere. Dar vă spun altceva. Vă spun realitate. Sunt singurul candidat din această campanie electorală care a reprezentat raportul de activitate pe toți anii în care am activat în administrație locală. Sunt singurul care am avut și am declarațiile de avere complete pe toți anii, publice, făcute publice. Sunt singurul care am propus un angajament, nu un slogan de campanie, ci niște soluții concrete și clare. Sper ca făgărășenii să se informeze și să decidă în consecință. Îndemn, în schimb, pe toată lumea să meargă la vot și să aleagă așa cum gândesc dânsii de cuvință.
Domnule Cârge, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, pentru tot ceea ce a spus aici. Vă urez succes, cum o voi face tuturor celor cu care voi face emisiuni, cu care am făcut și voi face emisiuni. Sperăm ca făgărășenii să recepteze mesajul dumneavoastră și să vă voteze în consecință. Vă mulțumesc pentru succes. Domnule Ciocoiu, vă mulțumesc. Și sper să ne mai întâlnim după 5 iunie, clar. Cu siguranță. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc. A fost Plus și Minus. Sunt Dan Ciocoiu. La bună vedere. Sunt Cătălin Cârge. Începând cu anul 2004, am ocupat funcția de consilier local. În anul 2008, am ocupat funcția de viceprimar. În anul 2012, două treimi dintre făgărășeni au votat echipa politică pe care o conduceam. Aceasta s-a datorat faptului că mi-am îndeplinit datoria și am avut rezultate bune în Făgăraș. Astăzi, vin în fața cetățenilor cu candidatura mea și a unei echipe noi. O echipă în care am deplină încredere.